Ediția din acest an a Festivalului de Umor Cazon a debutat cu o expoziție de caricaturi. Festivalul de umor... El se desfășoară pe două secțiuni, secțiunea creație, pe mai multe categorii, proză umoristică, fotografie umoristică, videoclip umoristic și secțiunea interpretare la monolog, dialog și grup. La secțiunea interpretare participă militari din colegiile militare liceale, din Ministerul Apărării Naționale, Academiile Militare și instituțiile de învățământ din Ministerul Administrației și Internelor. Festivalul de Umor Cazon a luat ființă în urmă cu 22 de ani. Sunt creații rezultate din activitatea zilnică a militarilor. Ceea ce fac ei de zi cu zi, dar nu sunt afectate de implicarea șefilor sau comandanților în promovarea umorului ostășesc. Festivalul se va încheia cu un spectacol de gală în care cei mai buni participanți vor fi premiați.